Bună ziua, prieteni, Cătălin Cornea sunt. Ne aflăm aici pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional și tocmai am filmat ceva astăzi într-o ședință de la parc cu unul din puii cu care lucrăm. Whippet-ul, pe care deja l-ați văzut într-o bucățică mică din evaluare, însă ne-am lovit astăzi, lucrând împreună cu proprietarii acestuia, de o situație. Deși am făcut cu el, am inițiat câteva exerciții interesante de dresaj de companie. Am început de la elemente simple, cum ar fi condusul în lesa, am schimbat pe lesa retractabilă, cum de altfel știți în sistemul meu de lucru că este extrem de eficient, s-o fac în special cu puii. Din nou atenția pe această recompensă și arunc. Uite, vezi cât se poate duce să se miște pe instinctul de vânătoare? Fără lesa asta, n-aș putea să fac asta. Uite, cobor și arunc. Uite cum se duce, cât de încântat este. L-am desensibilizat un pic la atingere, la a lua contact cu străinii și a avea mai multă încredere în el. Dacă vreau să creez o asociere bună între atingere și mâncare, să tolereze, uite, vezi, trec recompensa peste mâna mea. Și atunci începe să tolereze atingerea străinului și o asociază pozitiv, în loc să se mai sperie. Însă astăzi am inițiat poziția culcat. Poziție culcat care pentru acel marker și pentru recompensă a funcționat destul de bine astăzi lucrând cu stăpânii acestui cățeluș. Însă Mango veți vedea că s-a oprit din a mai dori să facă poziția culcat. Culcat, nu. Bine, așa. Așteaptă. Așteaptă. Bun. Ok, așteaptă. Atât de așteaptă. Hai, culcat. Culcat. Mango, culcat. Nu. Asta înseamnă că trebuie să existe un trigger pentru. De aceea m-am gândit să fac acest clip pentru voi, ca să vă împărtășesc experiența acelui moment și cam cum am abordat situația, să-l scoatem un pic din zona aceea de umbră în care pur și simplu rămăsese blocat. Ce am făcut și cum am abordat acel moment, care au fost aceste explicații pe Are din care ce eu se le-am poate, dat de-aia sistemul proprietarilor acolo să pună acestui mașini și astea. cățeluș, veți vedea în clipul care urmează. Totodată, să înțelegeți de ce nu merge întotdeauna doar să aștepți câinele să-ți ofere un comportament, mai ales în mediul real, pentru a oferi recompensă. Veți vedea clipul și discutăm după aceea. Bravo, mami. Și acum marker. Bravo. Da, nu, Nu. vă reții. L-am distras doar eu un pic cu mișcarea, dar este ok să Așteaptă. se întâmple asta. Așteaptă, mama. Așteaptă. Așteaptă. Mango. Da. Mango. Așa, foarte bine. Așteaptă. Nu-i dai nimic. Așteaptă. Culcat. Bun. Haide, culcat. Mango, culcat. 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 Așa. Bravo, mama. Marker. Bravo. Ia. Super bine. Încearcă să-l lași să-ți ia din mână. Da? Bun. Lasă-o acolo. Așa, le reții. Haide, Mango. Și mai faci o dată. Așteaptă. Așteaptă. Până sus. Așteaptă. Culcat. Nu. Așa, nu-i dai nimic. Așteaptă. Aici. Așteaptă. Hai, Mango, așteaptă. Aliniază lângă tine, totuși. Așa, foarte bine. Și acum Așteaptă. ții mâna deasupra lui. Așteaptă. Încă o dată. Aliniază lângă tine. Ce crezi că îți lipsește pentru o aliniere bună? Pe distanță? Nu. Sau faptul că nu le rețin? Ultima oară când am făcut noi alinierea, ce? Unde am făcut-o? A, la dreapta. Nu. Aveam. Acum, Așteaptă. ține mâna deasupra lui și Așteaptă. spune-i să se așeze. Așteaptă. Culcat. Vezi? Culcat. Asta este motivul pentru care se așează mai greu. Culcat. El a fost obișnuit să facă din față. Culcat. Și acum caută să te aibă în raza lui vizuală. Să te aibă în raza lui vizuală ca să poată Așteaptă. să recunoască poziția. Da? Dar Așteaptă. pentru asta, știți ce îți lipsește? Îți lipsește parapetul din stânga. Hai să faci aliniere lângă parapet. Și apoi
și apoi îl inviți în culcat. Hai, mai fă o dată aliniere. Asta presupune să ai recompensă în mâna stângă, da? Hai, cheamă la tine. Haide, Mango. Așa, haide. Conectează-l un pic. Uh-huh. Bun. Trebuie să stai. Așteaptă. Așa. Mango, așteaptă. Și acum mână deasupra lui. Mango. Da. Așteaptă. Haide, mama, așteaptă. 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 Îmi curcă rău faptul că nu se poate mișca acum. Dacă era super, super interesat de mâncare, nu mai conta în ce poziție se află. Da? Deci nu mai conta în ce poziție se află, ci pur și simplu... Ding! Pur și simplu făcea orice să-și ia mâncare. Așa, îl aduci lângă tine și îl reții. Secretul ar fi să fii mai aproape de parapet. El să fie paralel cu parapetul. Așa, cam așa ceva. Bun. Așteaptă. Hai, așteaptă. Poți să-l inviți în șez întâi. Așteaptă. Așteaptă. Șez și așa. Culcat. Și hai, aștept culcat. Să se întindă. Culcat. Rămâi liniștită. Așa. Culcat. Cu mâna deasupra lui. Așa. Mango. Știi când își permite câinele să facă asta? Când știe că oricum primește mâncarea în multe alte condiții și nu este o prioritate pentru el. Numai de aceea mâncarea trebuie primită doar făcând lucruri. În niciun caz în alte condiții. Adică a venit ora mesei, hai să-i întindem o tonă de mâncare să o mănânce. Așteaptă, mama. Hai, te așteaptă. Dacă ar fi un pui de cățeluș maidanez, care n-a mai mâncat de două zile, da. Aici și ar simți o bucată de mâncare și ar rupe gâtul, ți-ar rupe degetele pentru ea, înțelegi? Bun. Ce facem în momentul în care câinele se oprește? Câinele are atenția către altceva, câinele dorește să facă altceva și ce trebuie noi să facem în acel moment? Pentru că nu putem doar să ținem o recompensă, noi să spunem, te rog frumos, hai fă exercițiul pe care îmi doresc eu să-l faci pentru a-ți da acea recompensă. Dacă într-un asemenea moment puiul nu dorește recompensă, nu prea ai ce să faci. Și atunci am schimbat abordarea, am folosit un pic lesa și comunicarea tactilă. În momentul în care am folosit acest mijloc de comunicare cu câinele, puțin câte puțin i-am limitat opțiunile de mișcare, chiar și de atenție. Când câinele a sesizat că ultimul stimul din tot acest ansamblu de stimul, fie vizual, fie sonor, fie olfactiv, fie tactil, este cel pe care noi îl controlăm, și anume lesa și zgarda, deci stimulul tactil, câinele a început puțin câte puțin să-și mute atenția către noi. Într-o situație ca aceasta, trebuie să aveți răbdare, nu trebuie să fiți nici duri, nu trebuie să fiți nici nerăbdători, ci trebuie să afișați o atitudine pasivă pentru ca un cățeluș ca el să se relaxeze și să găsească că cel mai bun mod de a rezolva situația este să se calmeze și totodată, prin intermediul acestei interacțiuni, câinele să vadă că cel mai interesant lucru din această ședință ar fi să se uite după recompensa pe care tocmai o ignora cu câteva momente în urmă, pentru că erau alte distrageri mult mai interesante decât această recompensă. Cu momentele astea și cu starul lui, vorbești cu el eventual când se relaxează, când se așează, unde ce și cum și primind recompensa de rigură. Și acum s-a obișnuit să
să stea în zgardă și să fie tras de zgardă și să plece dintr-un punct ca să vină pe tine. Așa se va obișnui să fie și reținut de zgardă, așa. Da? Lasă, rămâi pe loc, nimic nu faci. Da? Se trage cât se trage încolo și după aceea vine înapoi. Da? Așa rămâi. Așa rămâi, nimic nu faci. Pentru că este un animal de pradă și se bazează în primul rând pe vizual, bineînțeles că are o vedere bună și a văzut mișcarea. Dar, totodată, ultimul stimul care îl influențează cu adevărat este tot o statactil. Lesa și zgarda ta. Okay? Este o lecție pentru el să vadă ce îl... Perfect, pune jos mâncare. Spui, ia. Ia. Așa, ia piciorul de pe lesă și lasă să se miște. Du-te cu el încolo. Perfect. Deci, a venit pozitiv, pozitiv, da? Și recompensă și posibilitatea de a pleca. Într-o situație, cum ați văzut în acest clip, trebuie să explici cu argumente proprietarului de ce această abordare, care sunt beneficiile unei astfel de abordări și când trebuie ea pusă în pagină. Odată ce oamenii înțeleg argumentul din spatele acțiunii și schimbării de lucru cu puiul, pot acasă, în spațiul lor, în orice alt context, să exerseze cu câinele. Dar pentru că această ședință a fost ședința care i-a convins că toată teoria are o puternică corespondență în practică, atunci, cu siguranță, ei vor merge pe această cale acolo, în ședințele lor private, de acasă. Primul rând, nu este ca el că nu se poate duce la plimbare neascultând. Al doilea rând, nu este ca el că nu pleacă la joacă fără să facă ce îi spui tu. În al treilea rând, nu primește mâncare dacă nu-l interesează să facă ceea ce îi spui tu pentru mâncarea respectivă. Este clar că nu poți să le duci oferindu-i totuși, chiar dacă n-a făcut. Ceva trebuie să se întâmple, retragi recompensa, retragi castronul cu mâncare, nu-l mai vede, îi retragi libertatea și îl bagi în mașină și pleci acasă, dar nu se duce la joacă. De exemplu, un eveniment extrem de marcant pentru el după o ședință de dresaj ar putea fi să plece în țarc să se joace cu câini. Și atunci el începe să anticipeze momentul ăla și își rupe atenția dinainte de a finaliza ședința de dresaj. Exact, anticipează momentul ăla. Și atunci nu-i mai arde, el e cu capul dus în partea aia și nu mai ai ce să-i faci. Da? De-aia, chiar dacă aia îl mai ducem să alerge. Nu, îl ducem direct acasă. Ultima lui impresie, cea mai mișto, să fie ce a făcut aici la dresaj. Ok? Da. Deci trebuie dus acasă direct. După ce se fixează unele chestiuni, sunt niște certitudini, perfect. După aia poți să combini cum vrei, îl lași liber să-și joacă. Pui să și lucreze, îl duci și la țarc, faci ce vrei tu. Că știi că atunci când ai declanșat un semnal, comandă, ce este ea, câinele a reacționat, da? Așa. Când e gata să se așeze, îi spui culcat. Pur și simplu, nu acum. Când e gata să se așeze. Da? Încep să-i spui bravo după ce s-a așezat, ok? Rămâi așa. Culcat. Bravo. Spui bravo. Bravo, bravo. Și acum mai spui ia. Ia. Și ia piciorul de pe lăsă și pleci încolo. Încolo. Bun. Lasă-l să studieze. S-a mai calmat un pic, vezi? E conectat. Ia, invită-l acum să facă poziția. Acolo unde ești. Așteaptă. Bun. Ține mâna sus și spune culcat. Mâna cu recompensă. Îi spui culcat. Culcat, așteaptă mama, sus. Așteaptă. Și culcat. Culcat. Așteaptă-l să așeze. Marcă-l și lasă-l să vâneze acum în față. Ia. Perfect. Așa. Așteaptă. Așa, iei mâna de la nasul lui și spui culcat. 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 Aștept, laudă-l un pic. Bravo, mami, bravo. Și acum ia și lasă-l să vâneze. Ia. Așteaptă. Culcat. Vezi? Am făcut data trecută exercițiul cu punga. Excelent, așa. Perfect. Bravo. Tu aportezi. Culcat.
Laudă. Bravo, mama. Este foarte important ca voi să aveți răbdare cu câinii voștri, este foarte important ca voi să aveți flexibilitatea de a schimba ceva dacă vedeți că o anumită abordare nu funcționează. Sunt Cătălin Cornea, îmi pare bine că am avut această ocazie și nu am ratat-o de a împărtăși cu voi această experiență, pentru că poate fiecare dintre voi, cei care veți urmări acest clip, învățați câte ceva și lucrați acasă cu câinii voștri. Nu uitați că orice câine se poate dresa dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. Puteți să vă duceți acolo, dați subscribe, apăsați clopoțelul, trimiteți cu share prietenilor ca să vadă abordările și totodată faceți în așa fel încât să progresați luându-vă informația corectă. La revedere!